Trenul Regio 4313 circula pe relația Satu Mare-Baia Mare. Acesta a deraiat între stațiile Bușac și Baia Mare. Nu s-au înregistrat victime, călătorii plecând imediat de la locul incidentului. Am fost solicitat să intervenim între localitatea Baia Mare și localitatea Bușac la un tren deraiat. Ajuns la fața locului, am constatat că persoanele care se aflau în trenul personal Satu Mare-Baia Mare s-au autoevacuat, trenul era deraiat. Am asigurat măsurile PSI de prevenire și stingere incendiului la fața locului. Nu au fost probleme deosebite, victime nu au rezultat în urma evenimentului. Mecanicul nu prezenta afecțiuni medicale și a refuzat în consecință transportul la spital. La fața locului a fost direcționată autospecială cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. Ca să revin din locul locului, să aici mai avem. La fața locului au fost efectuate cercetări și de către lucrătorii poliției transporturi feroviare. Lucrătorii de poliție transporturi efectuează cercetări la fața locului împreună cu specialiști criminaliști din cadrul IPJ Maramureș pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul feroviar. Urmează ca o echipă de cercetare din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate să stabilească cauzele producerii accidentului feroviar. Circulația feroviară a fost întreruptă pe ruta pe care a circulat acest tren, călătorii fiind preluați de alte trenuri. Nu este pentru prima dată când în zona au loc incidente feroviare, totul din cauza infrastructurii învechite.